Arătati pui, arătati pui, arătati pui pui pui. Bine ați venit la bucătăria lui Puiulete. Aici am pregătit o fripturică de curcan în pungă Maggi. O doamnă care am făcut live pe TikTok mi-a zis să filmez meniul și l-am rugat pe Motănel să vină să Ce filmeze și mă asta aici? am pus separat, uite că m-am chinuit un pic când am făcut cred că aici este o mică băsicuță, că Te-ars? la degețel că m-am chinuit când am scos pulpica din pungă. Oh, și ce-ai făcut? S-a ars puiul? Și Da, eu. ține de degețelul. Uite, așa se vindecă mai nou. Gata, Vezi? mi-a picut acum. Știam eu, Nu, fetița nu mă de ta. mai doare, da. Și pentru cărnița asta am stat aproape 2 ore, cât? 3 ore. 3 ore? Și eu Da. mă gândeam să fac și niște cartofi prăjiți, dar data Asta tot 3 ore viitoare. s-o pătrund, dacă după o oră jumate abia ajunsese la 80 de grade în mijloc. Ne, teoretic e suficient, practic au fost unele reacții. Da, și eu pun în pungă Maggi, știi? Și pun la cuptor și am descoperit noi că este delicios. Și pentru că tot aveam niște ciupercuțe în casă, că am făcut o mâncărică, am pus ciupercuțe, usturoi, cartofii sunt proaspăt, i-am cumpărat astăzi de la magazin. Și uite. Cum arată așa rumenit. Da. Arată-mi rumeneala ta, frumosule. Și mâine vrei să iau tot pulpe din astea de curcan? Apropo. Păi să vedem cum sunt astea astăzi. Uite, mă văd în geam. Te vezi în geam? E Ah, da! salut! Uite, câți. Apropo că tot filmezi acum, Să ne vedem amândoi odată. în curând vine ziua noastră de căsnicie. Da. Și pe 16 decembrie ne-am cununat. Și apropo că mă întreba lumea pe TikTok cât a durat până m-ai cerut de nevastă, un an jumate, ai zis, nu? Cam așa, de când ne-am văzut prima dată, adică. Da, și 2 luni, de când ne-am cunoscut până când ne-am mutat împreună, 2 luni, Cam așa. și un an jumate când m-ai cerut de nevastă și în curând vom sărbători ziua noastră de cununie. Yay! Și Avem 7 ani. Adică o să avem în câteva zile 7 ani păi eu am de... zis 8 ani jumate, niște Nu, că de căsnicie avem 7 ani în curând. De când ne cunoaștem, da, sunt... 8 ani jumate, nu? Da. Da, și cum e puiuletele? Cum prezintă puiuletele așa Păi, ca văd nevastă? că ești încă aici. Ești mulțumit de soția ta? Mai ai nevoie să... Cred că e clar, nu? Dacă e aici, înseamnă că e bine. Ce alt feedback să-ți mai dau dacă încă ești aici și te înțelegi și cu ai mei? De. Păi mă Dacă înțeleg. e aici, înseamnă că... Da. Fetiță. Păi mă înțeleg cu ai tăi mai bine decât cu ai mei. Ai mei nu sunt așa prietenoși și Fetițelul tati, fetițelul tati. sunt altfel de oameni, nu sunt prietenoși. Ok, acum putem să mâncăm înainte să se răcească, să se învechească și să mucegăiască? Aoleu, chiar așa zici? Păi eu știu dacă mai stă mult. Păi, hai să mâncăm. Ia uite, și dacă n-au pulpe din astea, mâine ce iau dacă n-or avea? M-am tăcat de atunci, nu știu. Poți să faci și poză după Tot aia. ceva de curcanel. Poți să faci și pozișoară. Iau. Bine, atunci o să închidem aici. Bye-bye! Fetița! Uite, m-a ajutat soacra mea, mi-a desfăcut o bluză, am rugat. Ce sunt astea? Da, uite, m-a ajutat soacra mea, mi-a desfăcut o bluză și i-am dat astăzi un cappuccino, o doză de Mirinda, o bănănuță. În cazul ăsta mai bine cumpărai alt gem. Era mai ieftin. Dacă ai dat așa de multe. Ia, uite ce rozaliu. Bun. E, mereu le dau câte, că, așa, ca, Miau, miau. miau. Fetița, lu-tate.